și bine ați venit! Ne bucurăm că ați ales să petreceți cu noi această după-amiază în Galeria de Arta Bibliotecii, care s-a transformat astăzi într-un loc plin de farmec și culoare. Această întâmplare frumoasă se datorează pictoritei Claudia Schițelea. Pictura Claudiei Schițelea ne amenință cu frumusețea, așa cum odinioară, în copilărie pe când avea 5 ani, Claudia Schițelea amenința două fetițe că dacă nu va fi lăsată să se dea leagă, o va chema pe sora ei care este frumoasă. De mică, Claudia Schițelea se înarmase cu oarbă, frumusețe, și s-a gândit să o folosească pentru a picta lumea. Lumea așa cum o vede ea. Și artista noastră nu se oprește aici. Claudia Schițelea își dorește să transmită prin pictura ei trăirile proprii, desenate în toate culorile lumii și în tot ce îi plăsmuiește imaginația. Pentru aceia dintre dumneavoastră care încă nu o cunosc pe Claudia Schițelea, vă spun că este de-a noastră, este o neșteacă. Doar un scurt curriculum vă prezint. S-a născut la 2 decembrie 1972 în Onești, urmează liceul Grigore Moisil din Onești. În 1996 absolvă Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, la secția spaniolă română. Între 1996 și 1999 este redactor la Monitorul, ziarul de Iași din prezent, unde găsește un mediu propice pentru a învăța jurnalismul. În 1999 se mută la București, unde timp de 5 ani este scenarist la emisiunea Surprize, Surprize, sub bagheta lui Valeriu Lazarov. Își continuă activitatea în Divertismentul TV, adaptând pentru publicul românesc formatul emisiunilor Ce spun românii, Splash și Top Chef. Dar, pentru că simte tot mai acut chemarea penelului, a șevaletului și a culorilor, și nici nu se mai regăsește în area de divertisment media, în anul 2014 se decide să renunțe la cuvânt pentru imagine și se dedică studiului picturii de șevalet la Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură din București. Rodul cunoștințelor aprofundate la facultate, studiul individual și munca depusă cu migala tipică pictorului profesionist, se regăsesc clar în tablourile ei. Tablourile ne aduc în prim plan frumosul oraș balcic de la țărmul Mării Negre, care ne deschide calea spre reverie, flori în culori de rai, natură statică plină de mesaje, fructe care ne îmbie să gustăm din clipa prezentă, ape calme în care se oglindește cerul atotștiutor, clădiri cu minți care ascund tot felul de povești, portrete care ne vorbesc subtil despre oamenii din viața ei și aș vrea să vă atrag atenția asupra unuia dintre ele, cel al marinarului, care dincolo de tablou vine să ne spună că el este cel care a înrămat aceste tablouri. Vă invit să descifrați semnele plastice ale Claudiei Schițelea, să-i citiți cu privirea poveștile în culori și să ne bucurăm împreună de frumusețea picturilor în care și-a pus pasiunea pentru pictură și o parte din suflet. Vă mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul prietenei Claudiei. Elina este colega și prietena mea din clasa 1, pe care am pierdut-o la 8 ani, când s-a mutat cu familia în Iași. Irina a studiat istoria artei și este și un master în psihologia artei și a venit astăzi să se reconecteze la Oneștiul de care i-a fost așa de dor, din poziția de critic de artă la venisajul meu. Și mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc! Nu aș putea niciodată din clasa 1, din banca 1, din școala numărul 10, să nu revin după 30 de ani în acest oraș, în care mă leagă foarte mult. Și în mod special ceea ce avem noi astăzi aici. Este prima expoziție de artă a artistei noastre în orașul de Baștină și ne aflăm aici cu toții, pentru ea, ce avem în comun noi toți. Avem ceva, că suntem astăzi aici. Este vorba de nevoia de întoarcere la rădăcini, la autenticitate, la cultură și la artă, calități pe care poate le-am pierdut. Dar cel mai mult, cred că ceea ce ne ține este aici,
este dragostea de onești. Revenirea în această enclavă în care am copilărit printre cele mai uimitoare personalități, minți extraordinare, comportamente legate ale unei elite intelectuale, eclectice din punct de vedere cultural, veridică. O elită veridică non-colaboraționistă, creată peste noapte de Gheorghe Gheorghiude, în această perioadă minunată din anii 60-70. Este perioada în care ne-am născut noi și în care ne-am simțit atât de încărcați în această zonă. Am trăit prin cultură. Suntem crescuți astfel. N-am fi vrut niciodată să părăsim acest oraș. Și iată că ne întoarcem aici. Ne întoarcem pentru artă. Ne întoarcem să dăruim ceva. Nu e nimic întâmplător. Toată generația noastră s-a refugiat până la urmă peste tot în lume. Dar revenim aici pentru o altfel de perspective. Da? După un sfert de secol, într-un traseu circular, în încercarea de resuscitare și, cred eu, cu succes, a unui trecut glorios, oneștean, artistic, cultural. Ne recunoaștem. Da? Mă recunosc cu oameni din Onești peste tot. Da? Ne leagă ceva. A, am fost în Onești, este ceva, o simțire profundă. Tocmai a unui oraș, care a încremenit undeva în timp. Odată cu plecarea Claudiei în Iași, a apărut și experiența ei literară, artistică. Creativitatea exista permanent, din clasa întâi. O sesizase toată lumea. Apoi, calea jurnalismului a avut un rol deosebit de bogat în diversificarea experienței ei de viață. Nu putem să facem creație sau artă fără o experiență de viață substanțială. Trezirea fiorului creației apare în existența în capitală. În capitală, o existență îndelungată, plină de succes, când la un moment dat își notează pe perete ca o mantră deviza de a urma facultatea de artă. De a urma ca facultatea de artă pentru a deveni artist. Deci vorbim aici despre o profunzime a unei minți care nu-și dorea să devină artist de dragul artei, ci să aprofundeze o branșă în care simțea, era o chemare a talentului. În floarea vârstei și a carierei ajunge să lase totul pentru a deveni student la artă și a, iată, precum un self-fulfilling prophecy, acea mantră s-a liberit. Da? Acea deviză este astăzi aici. Nu că un asemenea talent ca al Claudiei ar fi avut neapărat enorm de mult, nevoie de enorm de multe studii. Poate că nu-și cunoștea talentul nativ, genul creativității însă curgea în familie. Așa erau vremurile, nu erau predominant vocaționale, mai curând științifice. Nu prea eram încurajat să facem pictură, desen și să dansăm. Da? Un dovadă de imens curaj apare atunci când, după finalizarea studiilor de artă în București, ea decide să își ofere întreaga existență artei. Cred că aici este cel mai mare sacrificiu. Sacrificiul imens al artei, pe care noi îl știm, prin mutarea ei în inima unei păduri izolate din zonele natale, paterne din pădurile Vrancei, creându-și un atelier deosebit de priemnic productivității creației, iar aceste lucrări sunt toate produse în aceste izolări, în natură, într-un mediu natural sălbatic, da? Unde avem liniștea și tihna inspirației. Vorbim despre lucrări inspirate din liniștea, frumusețea naturală, vedem flori din pădure. Există și multe alte lucrări în afară de acestea care se află în străinătate deja pe pereții din colecțiile particulare din Germania, America, Franța, Danemarca. Da? Iată, am și eu două pe care le prețuiesc imens. Și iată ce înseamnă talentul nativ care răzbate. Mai mult de atât,
Dar vreau să discutăm puțin și simbolistic. De ce ne înconjurăm de flori permanent? Stăm cu ecrane albastre în mână și iată suntem înconjurați de flori. Ce paradox. Da? Ce aduce în casele noastre permanent? Da? Nu cred că există vreo casă care să nu aibă imprimeuri cu flori, care să nu aibă tablouri cu flori, să nu fie existe flori pe masă, în balcon. Ne amintește permanent de primăvara vieții noastre. Ne amintește permanent de renașterea naturii și de frumusețea ei, de lumină, de viață, de iubire. Nu știu dacă Claudia va fi foarte bucuroasă că îi voi spune că al doilea nume al ei este Brânușa, nimic întâmplător. Calitatea talentului artistei, Claudia Schițelea, se ascunde însă în configurația excepțională așezată în compoziție. În predilecția pentru flori, revin, găsim povestea, delicatețea, kinestezia formelor. Nu sunt doar câteva obiecte, sunt florile în mișcare. Depictarea difuză din iubirea față de natură vie și colorată este contrabalansată în întregime, însă de realismul faldurilor. Există falduri, există obiecte, minuțiozitatea ceștilor de cafea, de ceai, reprezintă, ne aduce în prim plan non-singularitatea. Fără a îngrămâna imaginea portretizată, fără intenția de a mulțumi privitorul. Forța ei se transformă într-un geniu autentic atunci când ne oferă o poveste. Și adevăratul artist ilustrează poveste. Stilul o transmite. De aceea, tablourile Claudiei ne induc personalitatea ei, ca întotdeauna, ca în orice test de a percepție, unde individul povestește ce îi sugerează o imagine. Haideți să ne uităm, să găsim o imagine, să vedem ce ne sugerează. Doamna a spus de marinarul care ne ghidează spre toate celelalte călători. Subiectul noi, pornim de la date perceptive reale și intrăm în povestea ei. Astfel spus, mergem de la simpla recunoaștere a formelor și ne ducem undeva în interpretarea lor, într-o după-amiază plăcută, dintr-o perioadă trecută. În combinația ei dintre talentul artistic și cel literar, imaginile de aici ne îndeamnă către imaginația, către porțile unei realități trăite, între ce a fost și ce va urma. Vorbim despre perenitatea florilor. Acolo undeva, artista deschide poarta momentului trăit, plin de familiaritate, cu o ardoare estetică. Vorbim despre naturi statice, care predominant ne induc o natură moartă. Nici vorbă. Obiectele inanimate devin vii. Lumina după amiezei plăcute, de vară, de toamnă, petrecută cu un bun prieten în timp ce adunecăm parfumul mediteranean al unei reședințe burgheze. Asta este ceea ce ne induce. Privirea este permanent ațintită către sursa de lumină caldă. Atenția fiind la detalii devine, de fapt, punctul de interes al compoziției, așa cum lucrurile mici fac diferența. Desenul foarte concis desprinde familiile de lumină, de familiile de umbre de pe corpuri. Artista valorifică culoarea prin alunecarea treptată și foarte fină a nuanțelor în flori, în fond, în peisaje. Nimic abrupt, nimic contrastant. Ulterior reprezentării formelor, linearitatea este absorbită de nuanțe calde. Galben, oranj, roșu, împrejmuite de albul și violetul gri al drapajelor, al meselor, al obiectelor din jur. E clar că avem de-a face cu un spirit pozitiv. Romantic, pasional, care ne transmite pozitivismul său romanțat franțuzesc. Nu găsim două lucrări asemănătoare. Cromatic,
fie compozițional. În tematică, da, găsim multe flori, am spus. Fiecare buchet însă este rezolvat într-o cheie nouă. Fiecare portret aduce o altă atitudine, o altă problematică. Fiecare peisaj pune accentul pe un alt element al compoziției. Marea, părcile, casele, lumina. Această irepetabilitate exprimă cel mai bine parcursul analitic pătruns de seriozitate al autoarei. O seriozitate pe care mi-ai impus-o și mie deseori. Fiecare lucrare, o problemă nouă de rezolvat. O problemă nouă cu implicare maximă, care se poate rezolva în infinit de multe moduri. Totul este să alegi ceea ce îi aduce universalitatea. Claudia pictează ideea de buchet, ideea de domnișoară, ideea de marinar, ideea de mare, care există în peisajele din Balcic. Acesta e motivul pentru care unitatea rămâne, în mod paradoxal neatins. Imaginea sensibilității lirice din pictura Claudiei cucerește datorită unui construct plastic laborios. Transmite transeele compoziționale ce susțin mișcarea, mișcarea naște emoția, mișcarea e viață. Armonia cromatică decide elevația. În stratul adânc al imaginii plastice descoperim o lume de mare frumusețe. Natura statică este exercițiul suprem al autoarei, prin care recuperează temele pe care sistemul de învățământ Bologna nu le cultivă în universități. Aici atmosfera este dominată de lumina caldă Moldova-Valahă, de ceea ce a descoperit în Ionești și în Iași, un oraș pe care îl iubește în mod deosebit, și de gesturile rafinate care apar în zona asta. Preparația grundului, din punct de vedere tehnic, liantul folosit, mediumurile și tehnica de care a fost, care a fost aplicată culoarea, sunt de cele mai înaltă calitate. Vă asigurăm că a avut un extraordinar de bun mentor, pentru că Pictavița este alături de Ancun, de un mare artist și pictor cu o deosebită experiență, care tocmai și-a finalizat expoziția în acest loc, vorbind despre Adrian Codoleanu. Portretele artistei, și avem aici petița mea favorită. Se află aici. Să nu adorm. Portretele artistei sunt la rândul lor naturi statice, în mod normal. Dar complexe, nu, nu avem de-a face cu natură statică. Se poate observa dragostea imensă față de corpul uman. De dimensionalitate, de translatare expresivității prin mișcare, prin mișcarea formelor și a culorilor. Sculpturalul se traduce aici prin mimica privirii a feței. Alegerea reprezentării copiilor, nimic întâmplător, de sex feminin. Datorită acestei căutări și oglindirea propriei purități, a hipersensibilității naturii umane, mișcarea corpului feminin e jucăușă, e armonioasă, nimic colțuros în celelalte portrete. Nimic colțuros în reprezentarea nudului privit din perspectivă, ca și cum el nu e obiectul picturii, ci e privirea indiscretă, dar tăcută a artistei, fără să jeneze cumva starea naturală de relaxare a subiectului. Vedem aceleași umbre tranzitorii prin culori calde. Dinspre influența și inspirația declarate ale lui Teodor Paladi, Paul Cézanne, Albert Marquem, artista, își temperează stilul specific personalității sale puternice, vulcanice, pasionale, ca proveniență a creației autentice, către varietatea quasi-expresionismului și fovismului pictural. Peisajele, favoritele mele, Nambuan, reconstruiesc printr-un desen ingenios, eliberat de detalii nesemnificative, totuși plin de semnificație.
Peisajele ne induc către un drum și ele tranzitorii în mișcare cu melancolia unei distanțe. Ce avem în spate? Drumul ne duc către mare. Melancolia depărtării, a trecerii timpului. Ideea de timp apare unde? În imaginea principală. Ideea de timp apare în care de pe afiș, dar ceasul nu are ore. Ochilide de mergi sunt simbol al trecerii timpului. Dar spirala este un simbol al infinitului. Acest efect al esențializării accentuate suprafețele superb colorate, ce ies din simpla lor condiție materială, oferind receptorului un vibrato, rezonanța subtilă a tensiunilor emoționale. Este clar că pentru a avea astfel de creații, pentru a porni în călătoria sa de la șevalet către noi, artistul trebuie să iubească subiectul sau problema pe care își o propune. Arta transpare evident în lucrările prezente aici. Balcicul, destinația ideală a pictoriței pentru istoria arhitecturii, rolul de fin observator surprinde din nou aceleași detalii. Întreaga profunzime a spațiului e dat de paleta de culori de tip cărămizii, siena, ce ne aduce de aminte de atmosfera peisajului lui Sterianii, lui Cadarci. Punctul forte sunt perspectivele geometrice. Punctul forte e alcătuită din nou, sunt alcătuite din nou, dar estompate prin utilizarea nuanțelor apropiate, prin această căldură. Și iată, prin această căldură ne întoarcem. Acasă, la natură, spre flori. Spre florile care pot fi privite stilistic din toate unghiurile, prin extensia luminii și încadrarea în aceste inspirate compoziții. În aceste inspirate compoziții ne regăsim. Și ne regăsim și o regăsim pe Claudia Schițelea Catalan. Și mă întreb din nou că avem ceva și avem, cred că, foarte multe în comun aici. Ce avem în comun cu un asemenea talent? Frumusețea naturii, a vieții, iubirea în lumina culorilor, bucuria de a fi și de a simți. Dar de asemenea, neștiul nostru drag, al tinereții, al copilării noastre. Vă mulțumesc! Apare ținut arhitectura, nu? Da, o să vă spun.
e ceva, e o condiționare, nu știu dacă dinainte de a mă fi născut, că iubesc marea, probabil că toți iubim marea, că ne trage acolo un magnet. Eu am crescut în Onești, un oraș foarte frumos, foarte bine plănuit, foarte verde. Ceea ce mi-a lipsit au fost casele. Ei, vreau să vă spun că nici până în ziua de astăzi eu n-am reușit să absorb casele. Și unde m-am mutat în pădure, nu sunt case. E doar casa mea și o mănăstire. Satul este la 16 km. Iar pădurea este absolut copleșitoare și mai nou plină de urși. De aceea, lungile prin vârf pe care le făceam cu tata prin pădure, nu le mai pot repeta astăzi. Și până voi absorbi peisajul rural, căruia am devut să mă ridic, dar pe care nu l-am văzut, eu n-am văzut decât blocuri, da? Vedeam balconul lui Tony pe geam, de la etajul 2 la etajul 3, așa. Până atunci, vreau totuși să fac peisaje și marea este marea mea iubire. Nici nu pot să vă spun cât de mult mă adun și mă completez și mă refac la mare. Și vă doresc să vi se întâmple același lucru. Și cam asta e tot ce vă... Ce mai pot să mai spun decât că vă mulțumesc!